Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu Andy. Da, sunt îmbrăcat cu o rochie și acum nu sunt în dulap. Lurks, în pifniță. Sunt în pifnița casei mele. Ce-a fost asta? Nu intra în panică, Andy, fii bărbat. Nu este foarte ușor când ești într-o rochie. Știu la ce vă gândiți. De ce nu ies de aici? Păi să vă explic. Școala s-a terminat de o săptămână. Mama și tata își vizitează prietenii și vineri seara nu prea e nimic de văzut la televizor. Plictisitor! Și acum știrea zilei. Maniac Murphy, care a fost condamnat recent pentru că a jefuit o bancă, tocmai a evadat din închisoare, acum foarte puțin timp. Aveți grijă! Spank! Dar asta nu este foarte departe de aici. Dacă Jen nu era aici să-i fac ei farse, cred că nebuneam. Domnul Murphy a fost prins în martie când a intrat în Banca Națională East Gable purtând o mască de lână pentru schi. La un moment dat, el a descoperit că este alergic la lână și a trebuit să-și dea jos masca. Atunci el a fost în vederi. Poliția îi sfătuiește pe locuitor să se uite după domnul Murphy, care este neînarmat și foarte fraier. Termină, micule șmecher! Am zis să termin, da? Andy? Trebuie să ieși acum din casă. Eu sunt deja afară și tocmai am văzut pe cineva care a intrat pe fereastra camerei tale. Bine, deșteptule, termină! M-am plictisit de farsele tale expirate. Andy, te avertizez, m-am săturat de glumele tale, da? Andy, știu că tu ești. Ieși afară din casă, acum! Am reușit! În dimineața asta am găsit un șoarece care se ascunde în dulapul meu cu haine. Nibbles este un șoarece cu tupeu. Are atitudine. Ajunge! M-am săturat de farsele tale stupide, nu mai suport. Dacă nu faceți ceva, eu nu o să mai răspund de faptele mele, ați înțeles? Așa se comportă oamenii nebuni. Andy, ajunge! Dacă ea n-a zis nouă, înseamnă că nu mai face față. Pune-te în locul ei, ce zici? Al, zici și tu ceva. Poftim? Bine. Andy, pentru că ai făcut viața un calvar lui Jen, vei primi mai multe pedepse. 1. Nu vei mai juca timp de o săptămână fotbal. 2. Vei sta fără jocuri video timp de 2 luni. 3. Îl vei spăla pe Spank în următoarele 3 luni. Și 4. Nu vei mai ieși din casă în următoarele 4 weekenduri, începând cu seara asta. Ha? Nu pot să cred. Exact când am reușit să stabilesc o întâlnire cu Lori pentru mâine seara, eu sunt pedepsit? Poți să-mi arăți cum ai făcut asta? Știu și eu. Te rog. Na. Te rog. Na, bine, ai câștigat. N-ar putea fi cineva mai bun. Doamne, dacă o să fie dezamăgită tata, te rog, nu mă pedepsi mâine seară. Am făcut-o deja. Te rog. Ajunge. Te rog. Andy, ajunge. Dacă asta este ce vrei, atunci eu voi pleca de acasă. Fiți atenți! Regele farselor se simte amenințat. Unchiul Bradley este în Churchill și urmărește migrația urșilor polari. El ar fi foarte încântat să stau cu el și ar aprecia foarte mult glumele mele. Tu să vezi urșii polari în Churchill? Chiar așa? Andy. Puteți să râdeți cât vreți voi. Lasă-ne. Dar mâine eu mă voi urca în autobuz la prima ora dimineții. Vorbe în vânt. Bine, Andy, dar să-ți dau un sfat, dacă îmi permiți. Ce sfat? Când vei fi în Churchill, să nu mănânci zăpadă galbenă. Nu am destui bani să mă duc în Churchill. Și ce se întâmplă dacă urșilor începe să le fie foame și vor crede că sunt eu hrana lor? Nu pot să dau înapoi. Sau după tot ce am zis, stai să mă gândesc la ceva. Ești totuși Andy Larkin, cel care face cele mai bune farse din lume. Nu poți să dai înapoi în fața tatălui și a mamei. Aha, să mă ascund. Sigur că asta e. E farsa pe care o voi face. Unde? Al, ce? Am auzit un zgomot. Nu este nimic, întoarce-te și dormi. Dar chiar am auzit ceva.
Îți mai aduce aminte de cel care a evadat din închisoare? Mm. Al, du-te să vezi ce se întâmplă! Acum! Bine, bine! Și închide ușa după tine, dacă te omoară pe tine, eu nu vreau să fiu următoarea! Îți mulțumesc pentru grijă, dragă! Stați liniștiți că nu plec! Dar familia mea păcălită nu știe asta! Sub podea este un spațiu unde se poate sta. Acolo mă voi ascunde eu în următoarea perioadă de timp. Unchiul Bradley este departe, așa că mama și tata n-au cum să dea de el și să verifice dacă sunt acolo. Nu cred că se va ajunge până aici, fac pariu că vor fi îngrijorați. Dacă nu ne purtam așa de urât cu Andy, el nu ar fi trebuit să plece de acasă. De ce a trebuit să fac gluma aia stupidă despre zăpada galbenă? La ce mă gândeam? Oare? Nu înțeleg de ce! Oh, cum am putut să fiu așa de sarcastică cu Andy? Și așa de rea! După ce vor suferi destul, mă voi întoarce și le voi spune că nu am plecat nicăieri. Fac pariu că se vor bucura, eu nu voi mai fi pedepsit și voi putea să ies cu Lori, așa cum am stabilit. Am plecat la Churchill să încep o viață nouă. Nu mă așteptați, Andy! O, Doamne! Ce o să ne facem fără el? O, deja îmi lipsește! Unde te duci? Să închid aerul condiționat. Să lăsăm să se încălzească o vreme. Și o să-i las pe ei să transpire pentru un timp. Chiar începe să se încălzească? Oh, dar n-aud nimic de acolo. Cred că au plecat în stația de autobuz ca să vadă dacă am plecat. Ascultați! Nu aud nimic! Nu este minunat? Oh, chiar a început să fie foarte cald aici. Dar merită. Fac pariu că mama și tata se simt foarte rău acum. Cu siguranță că se simt vinovați. Fuh, chiar a început să se încălzească aici. Poate ar trebui să-i spunem lui Andy că... Nu, e foarte bine dacă el este acolo și noi nu trebuie să mai suportăm glumele stupide. Sunt de acord cu Jen, Andy a început toate astea. O să apar atunci când o să fie pregătit. Cred că mă duc să repar mașina. Cred că ai dreptate. Oh, cred că trebuie să-mi adun hainele. Vor veni cei care se ocupă cu săraci și să le ia foarte curând. Trebuie să fac ceva? Trebuie să iau o sticlă. Da, tipic pentru ea. De fiecare dată când mama e nervoasă sau îngrijorată, face câte ceva. Nu pot sări să folosesc baia din casă. Dacă grădina este bună pentru Spank, atunci o să o folosesc și eu. Opa, schimbare de planuri. Tata trebuie să se întoarcă din călătoria din Churchill. Eddie, așteaptă! În pivniță nu cred. Asta este tipic pentru Andy. Ha, îl recunosc! E îngrozitor. Dacă nu scap de aici, o să ratez întâlnirea cu Lori. Perfect. Trebuie să găsesc ceva de îmbrăcat. E vreo haină bărbătească de îmbrăcat pe aici? Nu pot să cred că Andy este tot în pivniță. Cred că este timpul să-l forțăm să iasă de acolo. Dar asta nu ne împiedică să ne distrăm puțin pe seama lui. Nu-i așa? Jen, poți să vii puțin? Vreau să fac un anunț, te rog. Frida, Jen, nu trebuie să fim triști pentru că Andy a plecat.
Sunt sigur că unchiul Bradley o să aibă grijă de el. Așa că am invitat câțiva prieteni și câteva cunoștință să dăm o petrecere în onoarea fiului nostru, care s-a dus să trăiască pe cont propriu. E o idee bună, ce ziceți? Vă aștept cu drag. Așteptăm să înceapă petrecerea. Al, este o idee minunată, dragul meu. Da, să sărbătorim plecarea lui Andy, da. În sfârșit. Și în timp ce copilul se gândește că familia lui crede că el este plecat din oraș, eu știu că el este ascuns în pivniță în tot acest timp. Chiar crezi asta? Când zice că e dor de mine, se prefăcea? E, când o să ajung eu acasă, o să le pară rău. Nimeni nu-l păcărește pe cel care face cele mai bune glume din lume. Am și eu mândria mea. Să încep cu începutul. Trebuie să ajung acasă, cred că trebuie să fac autostopul. Urcă, dragule! Hai de sus! Dacă mă gândesc mai bine, nu. Vrei să spui că Andy a spus că pleacă de acasă și tu dai o petrecere și așa o să-l faci să iasă din pivniță? Nu înțeleg nimic, absolut nimic. Exact. Și tu vrei să părem fericiți pentru că el a plecat? Pare destul de interesant. Hai să o facem. Este timpul să plătească. Este o singură persoană care mă poate ajuta acum, pentru că este singura în care pot avea încredere și care mă poate lua de aici. Sper că Lori o să aprecieze prin ce am trecut ca să mă întâlnesc cu ea. Centralista, aș vrea să-mi faceți legătura cu domnul Victor Mușnoviț, zis și Moș. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit să sărbătorim plecarea subită și definitivă a lui Andy. Așa sperăm cu toții. De aceea ne-am hotărât că nu mai este cazul să-i păstrăm lucrurile personale. Când o să audă că vrem să-i dăm lucrurile, o să iasă imediat de acolo, credeți-vă. Vă rog să luați orice lucru care o să vă aducă aminte de Andy, cum ar fi jocul video sau cătușele lui preferate, sau de fapt tot ce doriți dumneavoastră. Este foarte cald aici. Sunt pe stradă, la numărul 20, într-o cabină de telefon. În ce cabină de telefon? E o cabină cu mine în ea îmbrăcat în roche. Înțelegi? Ah, sunt cam ocupat în seara asta. Maș, te rog să vii să mă iei. Trebuie să ajung acasă. Vreau să mă duc la conferința inventatorilor din Eastgate. Te rog. Și mașina nu merge foarte bine. Te rog. Bine, da, termină cu smiorcăiala asta. Uneori merge, alteori nu. Ce e mai rău? A trecut. În weekendul viitor o să transform camera lui Andy în ceva care o să ne aducă aminte de el. Ceva interesant. Și ce o să faci? Un sanctuar? Nu, o să-l transform într-un birou și o să-mi aduc aminte că nu aveam unul dacă Andy nu pleca de acasă. Asta e viața, nu? Domnule Larkin, poți să deschizi aerul condiționat? Dar o să se răcorească și în pivniță dacă fac asta. Da, desigur, ce fraier am fost să fac chestia asta, înțelegi? Oh, nu! Am scăpat mâncarea asta gustoasă pe podea și acum a început să se ducă spre pivniță. Oh, nu! Stai liniștită, Jen! O să facem curat mâine dimineață! Deci, ce farse să le fac? Aș putea să scot la vânzare casa noastră și ei să vadă abia duminică dimineață. Omule, este cam exagerat. Da, cred că ai dreptate. Când își vor da seama că nu sunt în pivniță, ei vor fi cei păcăliți. O să nebunească! Ce bine că Andy a plecat! Ce bine că Andy a plecat! Ce bine că domnule Larkin, cât mai trebuie să facem chestia asta? Suntem obosiți cu toții, este foarte cald și o să alunecăm pe șunca asta care este pe jos. Stai liniștit, o să se vezi foarte curând. Ce bine că Andy a plecat! Ce bine că Andy a plecat! Asta a fost Moscovici! Iar mănâncă pizza în timp ce conduce. Ascultă ce face el. Să întoarcem și să-l arestăm, tată. Nu, cel care a evadat e mai important. Fii cu ochii, patru fiule.
fii cu ochii în patru. Păi, notul ăsta, puteam să murim. Îmi pare rău, mașină, dar nu puteam să las pe Rogie să mă vadă. Este de lână, din lână, din lână. Asta chiar că o să-l scoate de acolo. Lui Andy nu-i place asta. Oh, ce macabru. Ai văzut, tată? Cred că îi plăcea foarte, foarte mult de mine. Anunț pentru toate echipajele de poliție. Urmăriți o camionetă verde furată din parcarea de la kilometrul 20. Individul poate fi periculos. Femeie! Ăla seamănă mult cu cel pe care îl căutăm! O, Doamne, am roțile sparte toate. Azi mă mănâncă și mă mănâncă. Învață să conduci cu coană. Andy, ieși din tufișul ăla și vezi dacă este vreo daltă pe acolo. Trebuie să scot roata din portbagaj. Aha. Nu mai sta să te uiți. Schimbă odată roata aia. Ce stai? Baza, baza, e cineva acolo. Cine-i bătrâna asta nebună? Toate echipajele să fie atente. Evadatul este pe drumul 20 într-o mașină de poliție furată. Repet, criminalul care a evadat. Criminalul care a evadat? E cel care a jefuit banca. Ah, dacă pun mâna pe tipul ăsta o să fie rău. Ia, ura, da! Mama și tata nu o să creadă asta niciodată. Imaginează-ți cum o să fiu eu un erou. Ce e, cine e ăsta? Fă ce zic sau îți dau cu spray-ul ăsta cu piper. Te voi aresta. Stai cu ambele mâini pe volan și mergi până la sediul poliției din East Gackle. Copil șmecher, ce o să... Am zis să stai cu mâinile pe volan. Nu pot, trebuie să mă scarpi. Acum conduci, te scarpi mai târziu. Mă mănâncă, trebuie să mă înnebunește. Cineva trebuie să conducă. Lasă-mă pe mine. Are miros de ocean. Pentru numele lui Dumnezeu, opriți chestia aia. Nici mie nu-mi place, dar nu renunț până când Andy nu iese din pivniță. Ricep? Da, am câștigat. Andy? Ce ciudat! Am crezut că am dat rochia asta. Dar este bună și pentru el. Du-te după el imediat! Tată, tu știi că mi-este frică de înălțime. Aș vrea să știți că în timp ce voi erați aici și sărbătoreați, eu eram afară și îmi riscam viața, încercând să fac din orașul nostru un oraș mai sigur. Și am reușit să-l prind pe maniacul Murphy. A, nu, iar faci glume despre condamnatul ăla. Acum urmează să-mi zici că a intrat în camera mea. Este maniac Murphy și este în lenjerie. Fugiți să vă salvați! Fugiți! Salvați-vă! Fugiți! Îți mulțumim pentru după amiază frumoasă, domnule Larkin! Îmi pare rău că vă întrerup, dar tocmai l-am prins pe acest evadat! Era chiar în camera ta! În camera ta, domnișoară! Vedeți? V-am spus eu!
Eram în mașină și l-am arestat pe cel care fura. Era el pe drum și m-a urmărit și atunci... Gata cu glumele, Andy. Cu toții știm că tu ai stat în pivniță toată ziua. Nu, eram în parcare și hoțul a furat și... Ai stat ascuns toată ziua și când polițistul l-a arestat, ai ieșit din pivniță și încerci să ne zici că tu ai făcut asta? Da? Cât de jalnic! Dar e adevărat! Spune-le! Îmi pare rău, Andy, dar este pentru prima dată când trebuie să mințim pentru tine. Te rog să le spui ce s-a întâmplat în mașină. Andy, te avertizez, dacă o mai ții tot așa, o să ai probleme. Crede-mă, nu glumesc. Probleme? Nu te-am mai văzut niciodată în viața mea. Unde este? Am așteptat mai bine de o oră. Cum a îndrăznit să nu mai apară? Când o să-l prind, nu știu ce-i fac. O să vadă el. Ah, să fii cel care face farse are mai multe părți. Nimeni nu te crede chiar și atunci când zici adevărul. Ai și cam rău întâlnirea cu Lori. Acum e supărată, dar o să-i treacă cu timpul. Șoricel? Ai văzut în ce stare era Lori? Mai bine rămân aici cu șoricelul.